Salut tuturor! Astăzi o zi stăm despre seria buticului Minnie Mouse, care a fost populară timp de 200 ani pe Disney Plus, cea mai populară serie din franciza Mickey Mouse, și o discutăm despre sezonul 8 care s-a lansat recent. În principiu, sezonul 8 a fost lansat pe 21 iunie pe Disney Junior, Disney Plus și Disney Channel în același timp și, pe mai mult spus, faptul că această serie a fost cea mai populară serie din franciza Mickey Mouse din 2 săptămâni, aproape 2 săptămâni, și această serie a avut un sezon 8, cum a spus înainte, care s-a lansat pe 21 iunie. Această serie concentrează foarte mult pe puticului Minnie Mouse împreună cu Daisy Duck și, în principiu, acest sezon 8 se concentrează mai mult pe Camp Minnie, adică ca tabăra de vară a lui Minnie, împreună cu prietenii ei pentru sporturi acvatice, creaturi din pădure, cântece, mai multe sporturi în aventuri libere, aventuri și focul de tabără, care sunt mai multe povești la focul de tabără. Și cum am spus înainte, această serie îmbină mai mult tabăra de vară în sezonul 8, fiindcă acest spin-off al clubului Mickey Mouse, având aceeași animație, a reușit să câștige și un premiu Emmy și, în principiu, această serie puticului Minnie Mouse este foarte populară în momentul actual pentru preșcolari. Ei bine, aici închei clipul, dar voi ce părere aveți? Ați urmărit vreodată această serie? Trebuie să lăsați un comentariu cu părerea voastră, iar noi ne vom vedea la un videoclip. Ciao!